ai curajul să fii deosebit. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. 1 Petru 2,9. Avertizarea că Fiul omului va veni în curând pe norii cerului a devenit pentru mulți o poveste binecunoscută. Ei și-au părăsit poziția de așteptare și de veghere. Spiritul egoist și lumesc manifestat în viață dezvăluie simțământul inimii. Domnul meu întârzie să vină. În zilele noastre există același spirit de egoism și conformare cu practicile lumii ca și în zilele lui Noe. Mulți care mărturisesc a fi copii al lui Dumnezeu își urmăresc scopurile lumești cu un zel ce face ca mărturisirea lor să rămână de minciună. Ei sădesc și zidesc, cumpără și vând, mănâncă și beau, se căsătoresc și dau în căsătorie până în ultima clipă a timpului lor de probă. Aceasta este starea multora dintre membrii noștri. Sufletul îmi este împovărat când văd marea nevoie de spiritualitate din mijlocul nostru. Moda și obiceiurile lumii, mândria, iubirea de distracții, iubirea de etalare, extravaganța în îmbrăcăminte, case și pământuri, jefuiesc visteria lui Dumnezeu, folosind pentru satisfacerea de sine mijloacele ce ar trebui folosite pentru trimiterea luminii adevărului în lume. Copiii luminii și ai zilei nu trebuie să adune în jurul lor umbrele nopții și întunericului care îi înconjoară pe lucrătorii nelegiuirii. Dimpotrivă, ei să stea credincioși la postul datoriei lor ca purtători de lumină, adunând lumină de la Dumnezeu pentru a o revărsa asupra celor care se află în întuneric. Domnul cere de la poporul lui să-și mențină integritatea și să nu imite practicile celor nepocăiți. Creștinii vor fi în lumea aceasta un neam sfânt, un popor deosebit, vestind laudele celui care i-a chemat din întuneric la lumina lui minunată. Această lumină nu trebuie să se întunece, ci să strălucească tot mai mult până la miezul zilei. Adevărul emoționant, care l-am auzit de atâția ani, Domnul este aproape, fiți gata, nu este de mai puțină însemnătate astăzi decât atunci când am auzit pentru prima dată solia.